bună tuturor celor din ziua de vărsător sau care veți ascendentul sau luna în de vărsător și bine v-am regăsit la citirea despre iubire în intervalul 1-15 august 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți să sau un mesaj pe WhatsApp la numărul arșat chiar aici iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Aveți și un mesaj suplimentar, un nou de monede. Vorbim de succes, de reușită sentimentală. Vă veți simți foarte bine în primul rând în pielea voastră sau poate fi vorba și de un semn de pământ, a orfecioară Capricorn, care o să vă dea o stare de bine. În situația prezentă avem un 8 de monede cu un as de cupe lucrați intens la o poveste de dragoste vorbim și de îndrăgosteală probabil o poveste de dragoste și la locul de muncă cu o realizare foarte mare cu un succes, cu o împlinire sufletească posibil să aveți de face și cu semne de apă, rac, scorpion sau pești dar aici vorbim de sentimente împărtășite dorință foarte multă din punct de vedere intim dar clar aici vorbim și de o legătură pe la locul de muncă sau o persoană care vă urmărește din umbră, poate fi vorba și de o poveste secretă, o poveste ascunsă sau o persoană care vă iubește și posibil să simțiți același lucru unul pentru celălalt, dar nu exprimați liber lucrul acesta. În trecutul apropiat avem un azi de bute, pasiune, o veste bună care a venit către voi cu o bucurie. poate a existat o păcare sau o apropiere de persoana iubită sau poate ați început să vă înțelegeți mai bine cu persoana iubită în ultimul timp. Poate aveți de-a face și cu semne de pământ, ori fecioară capricorn. O realizare, din nou, mi pare un succes, ca și cum s-a maturizat, s-a materializat o situație amoroasă, doar că totul a rămas așa pe secret, încă se muncește la dezvăluie aceste sentimente. Dar poate fi vorba și de nouă poveste de dragoste care se înfiripă în perioada următoare, doar că nu se conturează neapărat, abia începutul. Ce știți că vă este foarte dor de cineva sau de o anumită perioadă sau de un anumit sentiment pe care l-ați trăit la un moment dat. Și vă uitați așa în zare, vreți să construiți, vreți să realizați, poate să dați curs unor discuții, unui flirt, unui nou început par foarte multe glumețe, foarte multe tachinări, revine cineva în viața voastră, știți lucrul acesta, e posibil să aveți de face și cu semne de foc, berbec, o Dar vorbim de foarte multă stabilitate, se deschide o persoană în fața voastră sau persoana iubită se deschide în fața voastră. Apoi, în situația pe care nu o cunoașteți, este că lucrurile se vor închega. Vorbim de sentimente împărtășite, poate fi vorba și de Uh, aveți o intuiție foarte bună în legătură cu întoarcerea cuiva în viața voastră sau echilibrarea, răbdare de care dați dovadă pentru a uh, avea parte de împlinire sufletească într-o anumită poveste foarte multe secrete, simțiți iubirea celuilalt posibil să aveți de face și cu de fecioară și cu de săgetător sunt mai multe semne zodiacale, dar văd și foarte multe deschidere. Voi veți fi bine, uh, voi veți fi binecuvântați pe dragoste, să știți, dar încă nu realizați lucrurile acestea, pentru că din nou mi-apare faptul că persoana iubită se va deschide față de voi, chiar dacă are tendința aceasta de a aluneca pe direcții uh, uh, paralele între ghilimele. Să fiți atenți la modul în care comunicați, la modul în care vă transmit persoanele acestea anumite mesaje pentru că sunt unele cu subînțeles. În viitorul apropiat avem o suferință, multe gânduri, anxietate, nopți nedormite. Simțiți că oferiți mult în povestea aceasta de dragoste și nu primiți la fel. Doar că lucrurile se vor transforma, pentru că aici vorbim despre un scop, despre un ideal, despre faptul că anumite lucruri se încep să se contureze, da? Alchimizați probabil anumite emoții, trăiri, acțiuni și vorbim de dragoste împărtășită, posibil să aveți de-a face și cu zodia gemeni, dar având magicianul aici care deține toate cele patru elemente, putem vorbi de orice semn zodiacal. Chiar dacă treceți voi printr-o schimbare la nivel mental pentru că vă gândiți foarte mult și vă stresați foarte mult și vă consumați foarte mult că nu vedeți mare lucru din partea cealaltă, să știți că lucrurile se vor schimba pentru că sentimentul este reciproc și nu este un sentiment care s-a declanșat de ieri, de astăzi, la unii dintre voi. Da? Vorbim de o poveste mai veche, mai profundă, poate bazată pe prietenie, pe muncă, pe alte lucruri, dar de acum totul se schimbă. Voi simțiți foarte multă greutate, foarte multă apăsare. Vreți să scăpați de toate gândurile. De... Este o energie secantă pentru voi. Toate acțiunile, parcă ați obosit, vreți o pauză, vreți să vă retrageți, vreți să începeți să analizați un pic ceea ce se întâmplă și lăsați în urmă anumite emoții, anumite stări care nu vă mai fac bine în momentul actual. Da, vă veți focusa mult mai mult pe, nu știu, aici poate fi vorba și de a vă perfecționa sau uh, sunteți foarte perseverenți în ceea ce vă doriți din punct de vedere emoțional, dar în același timp nu vreți să vă lăsați afectați de deci ce ar să vină, adică să existe un echilibru, să fie o muncă în echipă, cum s-ar spune. Să știți că veți atrage atenția persoanei iubite și se va apropia din ce în ce mai mult de voi cealaltă persoană își dorește un nou început palpabil, stabil, serios chiar vine și vă face o propunere, dar trebuie să mai aveți puțină răbdare cu această persoană pentru că este un pic îngenunchiată de durere trece printr-o trădare trece prin anumite gânduri uh, obositoare dar vă împărtășește sentiment vorbim de dragoste reciprocă aici clar, vorbim despre dragoste reciprocă dorința de a avea un nou început cu voi, doar că va trebui să comunicați mai mult și se va deschide din ce în ce mai mult față de voi. doriți stabilizare, stabilitate, pardon, doriți siguranță, independență sentimentală și creșterea aceasta, adică da, să se fructifice o poveste de dragoste, să nu fie ceva trecător și nu, nu este ceva trecător, vorbim de o situație de lungă durată, doar că aici se fac pași mici, dar vor mai exista blocaje, vor mai exista momente în care nu comunicați unul cu celălalt, apoi veniți așa cu foarte multă forță unul către celălalt, că nu renunțați la unul la celălalt. În schimb, problema este acea altă persoană care analizează mai mult, este mai temătoare, mai retrasă, nu vine întru totul, voi trageți de această poveste. Unii așteptați revenirea acestei persoane, alții vreți să începeți o poveste de dragoste cu această persoană. Deci lucrurile vor fi din ce în ce mai bune, dar văd și foarte multă analiză. Iar deznodământul, regele de bute, posibil să aveți de face și cu un semn de foc, berbecle, o săgetător, dar vorbim de foarte multă pasiune, deschidere către cunoaștere, multe râsete, chiar dar și o așteptare, o așteptare păsătoare să știți, pentru că încă treceți prin valuri de suferință, încă se analizează, încă se pune așa uh, anumite semne de întrebare, dar și uh, acțiuni, se văd aceste acțiuni, pentru că există un dor imens la mijloc, indiferent dacă sunteți, nu știu, uh, în așteptarea întoarcerii persoanei iubite, se va întoarce pentru că este foarte dor de voi. Pe de altă parte, dacă vă doriți începerea unei povești de dragoste, se va materializa pentru că uh, lucruri simțiți la fel, aveți aceleași trăile, aceleași sentimente, nu puteți sta unul fără celălalt, doar că aici există foarte multă abținere, deși faptele vorbesc altfel și voi știți lucrurile acestea, așa aici vorbim de foarte multă profunzime, doar că trebuie să se treacă o punte, să se treacă un hop, să se încheie o situație care vă ține pe loc această dragoste poate o, poate prea multă atenție la detalii sau trebuie să se oprească o situație sau să se deblocheze această situație se caută se caută soluții și văd foarte multă comunicare și într-adevăr trebuie să fiți atenți și la semne voi veți avea parte de o surpriză foarte plăcută pe dragoste, transmisă printr-un mesaj, printr-un gest, printr-un printr fapt ceva, care o să vă deschidă ochii bine și de aici lucrurile pot evolua foarte rapid, pentru că această persoană vă împărtășește sentimentele, iar alții sunteți în cunoaștere de un noi oameni. Dragilor, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Papa